Bună ziua, astăzi vorbim despre banalul cartof care îl mâncăm mereu prăjit, da? La orice masă, fiert, eu știu, copt sau cum vă mai place. Ce beneficii și vitamine avem de la banalul cartof care îl mâncăm aproape zi de zi? Cartofii sunt plini de vitamine și minerale esențiale pentru majoritatea lumii. Nu? Ei consumă prăjiți. Astfel se pierd multe din substanțe de eu, nu, probabil vrea să spună că trebuie să îi mâncăm fierți ca să beneficiem de vitamine. Cartofii conțin vitaminele A, C, E, P, P, da? Și complexul de vitamine B, B1, B2, B6, B12 și acid folic. Multă lume se ferește de cartofi din cauza conținutului de amidon, care e asociat cu făină și cu kilogramele în plus. Cartoful este bun fiert, copt sau prăjit, dar acum depinde și cum mănânci și ce cantitate mănânci. O mare parte din vitamine și mai ales minerale, precum și valoarea lui nutritivă, totală se păstrează atunci când cartofii sunt fierți sau copți în coajă. Deci fierți în coajă și copți. Prăjirea înseamnă automat temperaturi mult mai mari, da? Iar vitaminele sunt distruse. În plus, cartofii prăjiți s-ar putea să fie plin de acrilamidă, o substanță cancerigenă periculoasă. Opa, aveți grijă ce faceți și cât mâncați și ce mâncați. Bineînțeles că și tipul de ulei în care sunt prăjiți contează, dar oricum mulți nutrienți se pierd, iar cartofii prăjiți ajung să fie doar o bombă calorică care îngrașă și face rău ficatului. Bun așa. Cartoful crud, bun pentru stomac și bolile gastrice. Sucul de cartofi crud, da, ajută la tratarea și calmarea arsurilor gastrice. Sucul de cartofi crud, bun pentru bolile nervoase. Wow, wow! E bun la multe, doar că noi nu știm. Cartoful crud ajutat în bolile renale și gută. Fier sau crud, cartoful ajută la detoxifierea organismului, mai ales în cazul bolilor renale. E belea de belea, cartoful. Doar că noi nu știm. Mâncăm zi de zi, băgăm în noi, da? Băgăm. Prăjit, da? Cu, mai ales cu ketchup, cu de toate, cu usturoi ar fi bine, că și ăla e bun. Deci poftă bună vă dorim. Și la cartofiorii care îi păpăm zi de zi.